să ne spui ce eveniment este astăzi aici. Astăzi, pe 19 august, am decis împreună cu echipa mea să organizăm un carving, tradus în română, o întâlnire de mașini, în care constă o grămadă de mașini modificate, legal, care vor să fie expuse de deținătorilor, care de asemenea sunt pasionați auto. Aceasta ne ajută foarte mult să ne deschidem pe plan social, mai ales pentru că mulți nu sunt tolerați și nu sunt înțeleși din cauza mașinilor modificate, dar vrem să arătăm faptul că toate acestea sunt frumoase la rândul lor, ca orice altă pasiune. Această mașină, după cum puteți vedea, are, dacă aș putea și o personalitate proprie, din câte puteți vedea. De exemplu, puteți să vedeți elerunele deasupra, inclusiv imprimeul de pe lunetă. Cu David Salai Andrei, fondatorul Smokers. Organizatorii suntem mai mulți, deoarece nu m-aș fi descurcat singur. Am avut un ajutor mare din partea fiecărui coleg din echipă și consider că dacă unul lipsea din ei, nu s-ar fi putut întâmpla aceste gândi. Mulțumim frumos de asemenea primăriei Câmpia Turzii pentru susținerea pe care ne oferă și mulțumim tuturor care sunt prezenți astăzi alături. Mă bucur că pot să particip, mai ales cu bijuteria asta, e foarte frumos, chiar e un eveniment foarte reușit, mai ales în Câmpia Turzii, nu s-a mai văzut, e un eveniment dedicat pasionaților auto și chiar mă bucur că pot să particip.